Vi se întâmplă să vă implicați adesea în rezolvarea problemelor celor dragi, scuzându-le comportamentele inadecvate? Vă gândiți că iubirea și dăruirea de sine vor fi de ajuns pentru a-l vindeca și salva pe partenerul dumneavoastră, chiar dacă el nu oferă nimic în schimb? În lumea bazmelor, cavalerul pe cal alb o scoate din încurcătură pe domnița la ananghie și trăiește apoi cu ea până la adânci bătrâneți. În lumea reală, cavalerul pe cal alb sfârșește, cum poate știți deja, pentru o stare de epuizare și frustrare. Ei bine, vestea bună e că există căi prin care să vă salvați pe voi înșivă de data asta, să vă eliberați de apăsătoarea armură de cavaler alb, așa cum aflăm din cartea Sindromul cavalerului pe cal alb, Cum să te vindeci de nevoia de a-i salva pe ceilalți, volum tradus recent la editura 3. Autoare sunt Mary Lamia și Marilyn Krieger, psihoterapeute din statul nord-american, California. Despre această carte dedicată sindromului cavalerului pe cal alb vom discuta cu psihanalistul Cătălin Popescu, supervisor și formator în cadrul Societății Române de Psihanaliză și mai vechi colaborator al editurii 3, prin traducerile sale din Donald Winnicott, de pildă. Bună ziua, mulțumesc că ați răspuns invitației editurii 3. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Acum, hai să vedem ce... Să începe așa cu o definiție, oarecum didactic. Ce-i cu acești cavaleri albi despre care cele două autoare spun în cartea lor că manifestă și citesc nu numai dorința, dar și nevoia de a salva. La ce se referă? Bun, oricine, dacă îi se cere ajutor sau bun, oricine, mulți, nu? Când primesc o solicitare de a sări în ajutor, sigur, dacă pot, ajută cu atât cât se poate. Dar aici pare să fie mai mult de atât. Pare să fie o nevoie cumva care vine din interior, nu ca o reacție la o cerință. Deci, ce e cu acești cavaleri albi și cum îi înțelegeți, cum ați înțeles dumneavoastră citind cartea? Cred că în mod fundamental e făcută o redefinire colocvială pe înțelesul tuturor a unei vaste clase de patologii comune în epoca modernă, în ultimii 20-30 de ani, în care cu toții suntem copiii unor părinți extrem de ocupați. Și apartenența asta la grupul copiilor, părinților extrem de ocupați, conduce la un stil anume nu neapărat de boală psihică, ci de tendință la a pune problema într-un soi anume sistematic. Și cred că felul sistematic care este reclamat în cartea pe care o discutăm este un fel care implică comoditificarea ajutorului. Adică cumva faptul de a face din sprijin, din ajutor, din ofertă, din oferta de implicare, ceva vandabil, ceva comercializat. Asta a fost felul în care am văzut clasa specifică de comportamente descrise în carte, ca la prima vedere. Haideți să o luăm așa pe rând. A spus mai întâi de copii ai unor părinți ocupați, adică acei părinți nu au timp de ei, sunt ocupați cu altele. Asta înseamnă ce? Una din sarcinile fundamentale ale copilăriei și primei adolescențe e... Sunt diversele laturi ale maturizării. Una din laturile importante ale maturizării e foarte simplă și foarte la îndemână ca spre a fi înțeleasă. E pusul la oaltă al binelui cu rău. Înțelegerea faptului că în viața cotidiană lucrurile sunt amestecate. Nu e nimic perfect bun sau perfect rău. Trebuie să se învață în familie. Trebuie să se învață cu foarte multă atenție de la aparținător, de la cei care cresc copilul. Dacă atenția asta lipsește cumva, efectul e simplu. Apare această tendință la a scinda lucrurile în alb și negru, în a scinda lucrurile în perfecte și dezastruoase. Din perspectivă practică, psihoterapeutică, lucrurile astea au și niște nume, adică ele sunt cumva, nu neapărat niște diagnostice, dar cumva sunt niște clase de comportament recognoscibile
din perspectivă nosologică. Dar asta e prea puțin important pentru subiectul cărții, pentru că această carte reușește să facă inteligibile de către cititorul fără obligatoriu, dar și pentru cititorul cu pregătire psihologică, dar și fără, pentru cititorul fără pregătire psihologică, niște modele, niște pattern-uri uzuale, niște cutume de comportament, în primul rând foarte răspândite, în al doilea rând semnificativ dăunătoare viața de zi, de zi cu zi. Cum recunoști, hai să spunem, nu ești psiholog, psihoterapeut care poate are o experiență mai mare, dar cum recunoști ca nespecialist, ca profan, un astfel de comportament tipic pentru acest, să-i spunem metaforic, nu cavaler alb, cavaler salvator? Arată ca o persoană de zi cu zi care a învățat într-o măsură mai mică sau mai mare cum să își livreze pentru beneficii ajutor. Care să ajute, să salveze, să devină dependabil, să devină esențial, să devină de neînlocuit. De neînlocuit. Sunt conținuturi care la prima vedere par foarte foarte drăguțe și cum foarte frumos a venit în discuție de poveste. Realitatea făcând ca în viața de zi cu zi ele să devină solicitante până la supra-solicitante, ancombrante sau pe față un set de șantaj emoțional, emoționale la propriu, feluri de a șantaja emoțional pe celălalt. Ceea ce, sigur, depășește cu mult interacțiunea simpatică, drăguță între oameni și mai ales interacțiunea simpatică și drăguță din cuplu, scâlcind cumva dinamica dintre persoanele implicate. Adică e o persoană care dispusă să ajute, să ajute pe toată lumea, să săritoare, să spunem așa, sau în exces poate, punând tot timpul nevoile celorlalți înaintea nevoilor proprii. Acum, cum se ajunge la șantaj și mai ales în cuplu? Pentru că precizez că sindromul cavalerului pe calat se referă destul de mult la relația de cuplu și la felul în care acest tip, acest pattern de comportament al salvatorului, al omului săritor în exces, poate duce la probleme până la urmă și la disfuncționalități în relația de cuplu. Ați vorbit despre șantaj. În ce sens? Emoțional, da. Luând mai din... Trăgând un pic zoom-ul în spate, aș porni de la povestică dincolo de idilicul cutumiar al relațiilor dintre oameni, sigur că se pune problema cum se întâmplă asta în cuplu, pentru că până la urmă cuplul e la baza relațiilor interumane, dincolo de idilicul iubirii, până la urmă, conform piesei de pe vremea noastră, love is a battlefield, iubirea e câmp de bătălie, e cuplul nu e tocmai un lucru care vine de la sine și nu e tocmai un lucru care se întâmplă conform unor specificații. De cele mai multe ori, în dinamica unui cuplu, sunt tot felul de elemente de tensiune și de micro-reglaj al limitelor care frizează de foarte multe ori coerciția. Să fim serioși, foarte multă lume în afara coerciției generate de dinamica cuplului, ar face o grămadă de lucruri, în principiu nepermise. Jocul ăsta are un cadru continuu, n-are un fel bun și un fel rău de a se desfășura. De la felurile cele mai blânde până la felurile cele mai brutale, în care celălalt este obligat să facă ceea ce ne dorim noi, sau cel puțin îmbrâncit, pasiv-agresiv să facă ceea ce... Deci, undeva pe continuumul ăsta, ajutorul, cum spuneam mai devreme, poate fi comoditificat, poate fi făcut ceva vandabil, ceva care poate fi dat doar în condițiile în care celălalt execută în soiul și în maniera pe care ne-am dorit noi să execute
viața de cuplu. Cred că aici e undeva pragul între plăcut și neplăcut în utilizarea ajutorului și cred că acela e punctul în care cineva devine un, ironic spus, cavaler pe cal alb, dar care își vinde salvarea pe un preț undeva nesustenabil. Bun, a spus că sunt niște granițe mișcătoare. Acum, într-un cuplu e normal ca unul să-l ajute pe celălalt, nu? E normal ca eu să-l ajut pe celălalt și să aștept ca la rândul meu să fiu ajutat când va fi nevoie, sau sprijinit, sau iubit. Acum, unde e partea de exces? Sau unde e partea care, să spunem așa, vine și disturbă un pic lucrurile? Sau ce, partea exagerată în a... În ceea ce privește felul în care salvatorul cere la rândul lui ceva în schimb și uneori poate chiar mai mult decât oferă. Ce anume cere în schimb și cât de evident e asta într-un cuplu? Filozofic vorbind, cred că momentul de tranziție către patologic este momentul în care ajutorul depășește, cumva infringe asupra liberului arbitru al celuilalt. În momentul în care ajutorul este insinuat în dinamica cuplului într-o manieră în care să devină de neînlocuit, să devină indispensabil. Nu? În momentul în care devine indispensabil, acela e deja o captivitate. Sigur, până la urmă, asta poate fi tratată și ca un model de micromarketing personal în cadrul cuplului. Și deodorantul sau detergentul a devenit indispensabil vieții noastre și suntem captivi producătorilor și comercianților de detergenți. Adică acceptăm într-o măsură o relație de codependență, nu? Suntem... Asta spun, cumva e un continuum, deci e granițe mișcătoare, foarte greu de stabilit unde apare patologia. Dar cred că punctul acesta în care cumva cineva impietează asupra liberului arbitru al partenerului de cuplu, cred că e un bun punct de a ne menține atenția, asupra căruia să ne menținem atenția în cuplurile noastre. Adică unde e locul în care celălalt încearcă să-și plaseze oferta într-o manieră în care noi să nu mai putem avea de ales. Sau noi ne plasăm oferta în așa fel încât să-l forțăm pe celălalt, nu? Să n-aibă de ales, să trebuiască să facă frumos pentru că altfel. Nu? Deci cred că aici e undeva locul, punctul nevragic. Vă dau un exemplu din cartea noastră, Sindromul Cavalerului pe Car Alb. Autoarele povestesc la un moment dat despre o, tot așa, într-o relație de cuplu. Ea, o parteneră hiperempatică, are un soț mai aiurit. Și atunci hotărăște să-l ajute să-și organizeze sarcinile pe computer. Îi face chiar și un tabel cu ce sarcine de făcut, până când, la un moment dat, lui displace lucrul ăsta și se simte umilit. Și citez, în astfel de situații, cavalerul alb se simte adesea rănit, nu? Când celălalt se arată umilit, devine deja iritat de această intruziune. Deci cavalerul alb se simte adesea rănit, dacă nu chiar supărat atunci când partenerul îi respinge ofertele sau percepe ajutorul drept o critică sau o bătaie de cap, și am încheiat citatul. Cam așa se întâmplă lucrurile, cam aici devine deja evident că ceva nu e în regulă. Sigur că da, e în momentul în care începem să înlocuim, nu? Funcțiuni pe care ar trebui să le execute celălalt. Exemplul mai denotă o problematică clasică a, să zicem, patologiei. Noi, psihoterapeuții, nu suntem foarte iubitori de idee de patologie sau de diagnostic, dar mai expune o parte din cutumiaritatea cuplului sau felurilor sistematice în care se întâmplă cuplul în zilele noastre. Doamna respectivă trăiește foarte mult în propriul cap. Adică își imaginează că felurile ei de a organiza planeta, fantasma ei despre lume și viață, e singurul mod posibil de a se desfășura viața, viața de cuplu, viața partenerului. Ceea ce
iarăși vorbește despre o anumită clasă de feluri de a funcționa ale epocii moderne. Suntem marea noastră majoritate destul de mult prinși în capul nostru și destul de puțin disponibil la feedback și update al fantasmei noastre cotidiene de viață prin interacțiune. Am înțeles. Acum, haideți să discutăm un pic despre cum se întâmplă și în cartea despre care am pomenit, Sindromul Cavalerului pe care despre soluții, măsura în care există și măsura în care le poți aplica și de unul singur. Să luăm pe rând. Cavalerul alb, când ce ar putea să facă ca să ajungă la ideea, la sesizarea, la conștientizarea faptului că a purta o armură devine la un moment dat obositor și mai degrabă îți face rău și face rău relațiilor tale, sale. Bun. Fundamental, istoria naturală sună în felul următor, cel puțin văzută de mine, noi, terapeuți, colegi, etc. Istoria naturală arată în felul următor. Armura respectivă devine obositoare. El de obicei nu face asta numai acasă, face asta acasă, la muncă, în relație cu prietenii, etc. Uh-huh. Și cu puțin noroc ajunge la burnout. Și ajunge la burnout, își caută terapeut și își dă seama că treaba nu e, că zic, doar, pur și simplu am obosit, viața mea e extrem de obositoare. Și de la primele 10, 15, 20 de ședințe, își dă seama că de fapt asta nu e un burnout, este o consecință a unui mod fundamental, așa că greșit, suboptimal de a-și purta viața și interacțiunile cu cei din jur. Asta e cazul optim. Mai puțin optim este că, eu știu, se ceartă în cuplu, se ceartă cu familia, se ceartă cu... și ajunge, sau îl părăsește partenerul, partenera și ajunge. Până la urmă, ajunsul la cineva cu care să vorbească profesional e probabil cea mai bună soluție. Evident, nu absolut toată lumea și nici măcar absolut toți cavalerii pe cal alb pot, vor sau sunt dispuși sau au cum să ajungă la o terapie. Acum, asta reclamă răspunsul de mai devreme. În ce măsură discuția cu cei din jur reglează și rezolvă și este curativă? Și răspunsul e da, este curativă. Ce ar putea face un partener sau un apropiat al acestui cavaler alb? Se atragă atenția că bun, ceva nu merge. Nu poți să-i spui direct, știi, tu ești un cavaler alb, ce faci tu nu e bine. O să spună cum, adică... Poate fi făcută cadou cartea. Ia și tu cartea asta. Cred că e unul din rolurile, deci cred că e unul din rolurile acestor fenomene culturale, cum e această carte. Nu? Cumva să fie un pretext de discuție, ia și tu citește cartea asta și vezi dacă nu cumva te recunoști într-unul sau altul dintre comportamentele astea. Acum, prognosticul ambelor metode curative e variabil. Adică și metodei prin discuție în cuplu și între prieteni, ca și prognosticul unei terapii, e variabil în funcție de un lucru foarte la îndemână de înțeles, și anume în ce măsură configurația de cavaler alb nu e mai convenabilă decât orice altceva. Adică nu e atât de centrală persoanei încât să nu poată fi înlocuită. În termeni profesionali, e vorba de în ce măsură e funcționalizată narcisic această configurație psihologică. În ce măsură omul, conform celebrei glume, nu suferă de boala lui psihică, ci se bucură de boala lui psihică. Dacă el mai degrabă se bucură de asta decât suferă, foarte greu de crezut că va fi mutat foarte departe de configurația inițială prin orice fel de intervenție, fie ea și profesională. Bun, ideea e următoarea. Nu, salvatorul, cavalerul, primește în schimb iubire, apreciere, lucru de care are absolut nevoie. Deci, da, de nevoie, nu de a ajuta. Autoarele cărții Sindromul Cavalerului pe cal alb spun
trebuie înlocuită sursa cumva acestor aprecieri, acestei iubiri. Una dintre soluții, să-mi spuneți cât vi se pare de fezabile, e cumva de a găsi cumva în tine o sursă de autoapreciere, de a redescoperi lucruri pe care, la care nu ai fost atent și care să te facă pe tine să te apreciezi și să te iubești poate mai mult și să nu mai aștepți bun, să vină asta de la cei pe care îi ajuți uneori chiar devenind intruziv. E fezabil? Nu numai că e fezabil, cumva, dacă ne uităm în cultura generală, o să remarcăm că e un soi de marotă culturală de cutumă această idee a găsirii în sine, a iubirii pe care o căutăm dezor, uneori spasmodic în cei din jur. Asta nu e numai o vorbă a psihoterapeuților, dar e o vorbă a tuturor. E o vorbă a coachilor, este o vorbă a culturii extrem-orientale care circulă pe la noi până în viață, e o vorbă până la urmă e o vorbă a spiritualității de orice sorginte, eu știu, creștină, etc. E soluția, din păcate, nu e o soluție simplă. E o soluție elaborată. E o soluție care e mai degrabă o epopee de viață, un drum care trebuie parcurs și în care trecutul printr-o terapie e unul dintre adjuvante, e una dintre etape, este sursa unor idei și unor reconfigurări la care trebuie să facă parte din cumva întregul nostru drum ascendent către o formă de funcționalitate și maturizare emoțională cumva esențiale. Da, evident, iubirea de sine e fundamentală ca să putem iubi pe ceilalți. Dacă jocul cu ceilalți se face din uite, fac asta ca să mă iubești, evident că aia o să fie o iubire cumva cumpărată. Am înțeles. Deci e de durată, nu te vindeci peste noapte, nici doar printr-o discuție două cu un terapeut sau citind prin diagonal o carte. Ce v-a plăcut din acest volon, sindromul cavalerului pe cal alb? Așa ca întrebare de încheiere, să spun. Capacitatea, mi-a plăcut foarte mult capacitatea autoarelor de a pune patologii care sunt vaste, importante, răspândite amplu în societate și cumva acoperite de o bibliografie largă, dacă vă uitați la sfârșit, o bibliografie foarte, foarte elaborată, de a le acoperi printr-un fel, printr-o clasificare, o nosografie popularizabilă, oferibilă publicului larg. Adică e cumva, în loc să au luat întreaga panoplie a tulburărilor diverse și în loc să spună persoana cu tulburare de personalitate borderline petulant de tip, au reușit să spună avem de-a face cu un cavaler pe cal alb. Terifiant, de exemplu. Da, și-au reușit să încadreze, pătat, și-au reușit să încadreze patologii care sunt, până la urmă, diagnostice, nu știu dacă serioase, ținând cont că e un continuum, nu e ca în patologia fizică, de aici până aici se întinde o boală, și să le pună să pună toate aceste pattern-uri de comportament patologic și nefavorabil în câteva categorii simple, inteligibile și niciun fel greșite, adică cu totul funcționalizabile în cadrul oricărei discuții.